Sunt discuții avansate la Ministerul Agriculturii despre noile programe de sprijin care ar urma să fie implementate. Oficialii își doresc să vină și mai mult în sprijinul legumicultorilor și totodată în cel al consumatorilor. Astfel se dorește ca pe tarabele din piață, dar și în supermarketuri, să existe tomate românești și în perioada rece din an. Doar fermierii care au solarii și sere încălzite se pot înscrie în acest proiect guvernamental, pentru care pot primi un ajutor financiar considerabil. Putem aminti programul Tomata 2, între ghilimele, în sensul că cei care au încălzire și care vor planta în decembrie vor putea primi anul viitor un sprijin, un ajutor de minimis dublat, de la 3.000 la 6.000 de euro, repet, doar pentru cei care au încălzire, care au centrale. Deocamdată acest program, așa cum spuneam, este în lucru la Ministerul Agriculturii, în direcțiile Ministerului. Urmează ca în vară, în toamnă, să treacă și prin guvern, să fie aprobat și să putem ajuta în continuare micii producători. Mai mult decât atât, și alte legume cultivate tot în spații protejate vor putea fi subvenționate. Aici ajutorul de minimis va fi de 1.000 de euro pentru 1.000 de metri pătrați plantați. Avem și discuții legate de, și sper, și domnul ministru ne-a garantat, între ghilimele, că va face tot posibilul ca să extindem programul Tomata și la alte produse, la ardei, la varză, la vinete și așa mai departe. Deci, per total, se încearcă să sprijinim cel puțin 10 produse. O veste bună primesc și legumicultorii care fac deja parte din programul Tomata. Începând de anul viitor, subvenția s-ar putea majora de la 3.000 la 4.000 de euro, dacă fac dovada comercializării tomatelor în perioada impusă de stat. La nivelul județului, în primul ciclu de producție, peste 4.800 de olteni au adus dosarul cu documentele justificative la Direcția pentru Agricultură Olt. Mai mult de 1.000 au intrat deja în posesia banilor, urmând ca până la sfârșitul lunii august cu toții să aibă banii în cont.